Țineți minte că erau tot felul de discuții despre Gabriela, acum că ea nu ar mai face parte din poliție, că este declarată inapt și asta înseamnă că nu mai lucrează acolo și așa mai departe. Se pare că în după amiaza aceasta ea a vorbit cu Valentin despre acest lucru și îi spunea că și-a luat 5 luni de la serviciu o liber, nu știu, nu am înțeles, concediu fără plată, ceva la modul acesta și că ar fi putut să-și ia 6, dar cei care i-au dat voie să plece cam strâmba din nas înainte să spună și perioada și atunci a cerut doar 5 luni. Valentin îi spunea că puteai să-ți iei 6 și te întorceai mai devreme. Și Gabriela spunea că nu prea avea cum, pentru că în perioada aceea ea era singură în birou și singură făcea totul, pentru că mai avea decât o singură colegă care era în concediu și urma să se întoarcă la o săptămână după ce a plecat Gabriela. Iar în toată perioada cât ea a fost singură în birou, ea trebuia să facă tot ce ținea de acel birou, nu știu pe ce era ea repartizată și oarecum a plecat și a lăsat biroul gol pentru că colega ei venea la o săptămână după ce a plecat ea. Deci sper că toată lumea s-a lămurit, 5 luni de zile și a luat liber, concediu fără plată, legal, așa cum fac toți oamenii atunci când au nevoie și se dau astfel de derogări. Întotdeauna atunci când ai nevoie, chiar dacă ai un serviciu în domeniul, nu știu, care ține de stat, de serviciu public, pompier, polițist, medic și așa mai departe. Sper că toată lumea e lămurită.